Copaisul numește unde se întâmplă magia, da? Zona de batăr este cea mai importantă, este cea mai importantă, este inima restaurantului. De ce? Pentru că de aici pleacă totul. Da, aici avem produsele de la început, da, from the scratch, cum zic ei, în care avem două stații diferite. În zona aceasta se află trei stații, două stații de butter și una de friptoze. Stațiile de butter, de făină, de înfăinare, sunt total diferite pentru produse diferite. De ce? Pentru că folosim odată produse de pui fără os, care sunt făcute exclusiv doar din piept de pui, și avem produse de pui cu os. Ambele cu procedurile lor de preparare, cu tipul lor specific de făină și aluat. Pentru produsele de pui fără os, din piept de pui, pentru că pieptul de pui este, știți foarte bine, mai ales în România, este considerat un pui mai uscat, este o carne mai uscată, pieptul de pui. Există o procedură specială de marinare și o altă procedură diferită de marinare pentru produsele de pui cu os. Ce este specific pentru Popeyes este timpul de marinare de 12 ore, care vin deja marinate, da? Toate produsele vin deja marinate din de 12 ore, da? După cum vedeți, avem fileul de pui care se folosește, pieptul de pui care se folosește pentru faimosul nostru sandwich, după care avem două tipuri de tenders, clasic, da? Nepicant sau picant. Vedeți că ele deja vin marinate. Picantul deja marinat de 12 ore, tocmai pentru a-și îmbunătăți aroma, iar cel nepicant, la fel, cu ingrediente caracteristice Popeyes. Pentru Popeyes, foarte importantă această zonă și sunt 5 criterii extrem de importante pentru calitatea produselor, și anume timpul de marinare de minim 12 ore, produsele să fie foarte reci, carnea trebuie să fie foarte rece, de aceea noi folosim anumite, le numim cool pans-uri, pentru a păstra produsele cât mai rece posibile, pe care de altfel le băgăm și într-o baie de gheață și a păstra temperatura pe tot parcursul zilei sub 4 grade, esențial cât mai rece cu atât mai bine. De asta, am zis așa, timpul de marinare de 12 ore, temperatura cărnii sub 4 grade, cu cât mai rece, cu atât mai bine. Aluatul, care la fel este băgat într-o baie de gheață, da? Pentru a-l ține cât mai rece posibil, da? Și făina cernută, da? Făina este foarte fină. Pentru produsele de pui fără os folosim o făină specială și un aluat special. Aluatul are foarte multe ierburi aromatice și de asemenea, la fel ca și făina și aluatul are, noi îl numim buttermilk. În română se traduce oarecum lapte bătut. De ce? Laptele bătut are anumite bacterii care ajută ca crusta să fie de o consistență crocantă, dar un crocant din acela foarte plăcut, nu rigid, foarte moale, dar crocant în același timp. Temperatura cărnii, aluatului și făina cernută sunt extrem de importante. De ce? Pentru că avem o temperatură, un pui foarte rece, da? O temperatură foarte rece la pui, un aluat foarte rece, undeva la 2 grade are, și o făină cernută. Se creează o crustă uniformă pe suprafața produsului, iar acea crustă, în momentul în care o introducem în ulei fierbinte, la o temperatură setată, în funcție de standardele Popeyes, care sunt 166 de grade, în contactul cu uleiul fierbinte, această crustă expandează imediat și creează oarecum, blochează, da? Ca aburul și toate aromele și toată aroma din pui să iasă în afară, astfel încât se creează o crustă uniformă în care toate aromele, puiul se înăbușește în această crustă, toate aromele rămân în interiorul cărnii, de aceea produsele noastre sunt foarte recunoscute pentru suculență, aromă și în același timp o crustă foarte crocantă, dar un crocant, cum v-am zis, plăcut. Și cum v-am zis astăzi, că o să pregătim faimosul chicken sandwich, da? Sandwichul nostru, chicken sandwich, folosim piept de pui, da? După cum am zis, avem piept de pui, da?
întreaga bucată de piept de pui, se folosește doar piept de pui nepicant pentru sandwich, deoarece iuțimea sandwichului, diferența dintre picant și nepicant, este dată de fapt de maioneză. Pentru cel nepicant folosim maioneză clasică, simplă, iar pentru cel picant vom folosi o maioneză îmbogățită cu arome Cajun, o numim Cajun Mayo, picantă, cu arome specifice Louisiana. Este foarte important ca fileul, da? Da, o să vedeți. Primul lucru, îl amestecăm pentru a uniformiza gradul de umezire, după care fileul vom încerca să, este destul de gros, vom încerca oarecum să-l aplatizăm, să-i dăm o formă plată și în același timp uniformă, îi vom rupe fibra, tocmai pentru a fi foarte fraged, după care cu foarte încercat să-l punem sus. După care îl așezăm partea lucroasă în sus. Dacă vreți, după puteți să îmbătați mâna să vedeți. Dacă stă toată ziua cu mâna, o să nu înghețe mâna de plic. E foarte rece. Da? După care, la fel, pentru a rupe acea fibră și a face foarte fraged, există o mișcare specifică, da? Un button level, care merge pe toată suprafața. Vă arăt și aici. Pe toată suprafața se merge așa pentru a rupe fibra și a aplatiza. Da? Doar că procedura asta se face în făină. Da? De 3 ori. După care, extrem de important este rostogolirea produselor. Popeye spune că noi iubim să spunem că make it fly. Chicken has to fly in the batter station. De ce? Palmele răsfirate pentru a scutura excesul de făină, vom folosi toată făina de pe suprafața cuvei și vom începe să-l rostogolim. De 20 de ori, extrem de important, s-au făcut teste și au realizat că 20 de rostogoliri sunt rostogoliri cu numărul perfect de a asigura o crustă uniformă. Uleiului, bine, este controlat automat de către friguroze, ele stau în permanență la o temperatură constantă, altfel, în momentul în care temperatura scade, ele se blochează, nu ne permit să băgăm produse, iar aici, la fel, este o mișcare foarte importantă, câte două bucăți, o să iau câte o bucată, acum să vă arăt, da? Le lovim una de alta, și foarte important, îl numesc în engleză skimming. Introducerea ușoară și treptată a bucăților de pui. Momentul în care noi introducem, de aceea îl introducem treptat, ușor, pentru că acea crustă expandează imediat și fileul va rămâne, bucățile de pui vor rămâne exact așa cum le-am băgat, foarte uniforme. Și o să vedeți că ele au o formă plată, uniformă. Pentru că în momentul în care crusta atinge uleiul, la temperatura aceea foarte ridicată, expandează, se întărește, da? Și el așa, rămâne exact așa. Timpul de prăjire la file este de 6 minute. Toate produsele, la jumătatea timpului de prăjire, au o alarmă shake. Mai mare necesită o prăjire mai îndelungată, de 12 minute. Iar această făină, una simplă, ne permite o prăjire îndelungată. Cele 4 colțuri și încercăm să întoarcem toate bucățile de pui. Dar foarte ușor, tocmai pentru a nu rupe această crustă. Făina trebuie să fie foarte fină, cernută de fiecare dată pentru a asigura o crustă uniformă. De aceea noi avem un număr foarte strict și foarte mic de total de produse ce pot fi introduse în aloa și în făină. Pentru file, de exemplu, nu avem voie să introducem mai multe 8 fileuri în aloa și în făină odată. Pentru tenders, maxim 12, dar tocmai după, și iar după fiecare tranșă de 8, de 12, făina trebuie cernută, tocmai pentru a asigura acea făină fină care asigură o consistență și o uniformitate a aluatului, a crustei deasupra. Aurie, da, asta este culoarea.
crustă, o crustă aurie, uniformă, la fel foarte spongy, așa foarte buretoasă, foarte crocantă. Dar un crocant o să-l încercați după, puteți să-l încercați după. Acel crocant este moale, soft, dar în același timp foarte crocant.